Școala Vasile Cârlova din Târgoviște a fost gazda unei activități ce a vizat importanța poetului național Mihai Eminescu în zilele noastre. În cadrul acestui eveniment de omagiere au fost prezenți elevii din cadrul școlii Vasile Cârlova, cât și părinți și cadre didactice din întreaga țară. Acest eveniment a avut o conotație destul de semnificativă, organizându-se astfel un concurs național de poezie, unde au participat elevi din 27 de județe. La școala Vasile Cârlova se organizează foarte multe activități în care sunt implicați elevii, cadre didactice și părinții. Această idee a organizării unui festival Eminescu o avem de foarte mulți ani, a pornit la inițiativa bibliotecarului școlii și a pornit de la o fază locală, județeană, interjudețeană, pentru că astăzi avem un concurs de nivel național la care s-au înscris cadre didactice din toată țara, sunt și elevi, sunt peste 200 de elevi participanți, cu participare directă sau indirectă, din 27 de județe ale țării. Și ne bucurăm că am putut să organizăm la școala noastră acest festival, pentru că, iată, cadre didactice, bibliotecarii și elevii au simțit nevoia de a se întâlni și a-și împărtăși opiniile legate de Eminescu. La acest simpozion, care a vizat însemnătatea poetului național Mihai Eminescu, a participat și președintele Consiliului Județean Adrian Țuțuianu, care a dorit să-și exprime opinia cu privire la importanța marelui poet național. Astăzi am venit la școala Vasile Cârlova pentru că este un concurs național de poezie, un moment în care cinstim memoria lui Mihai Eminescu și am ținut să aduc un mesaj din partea Consiliului Județean Dâmbovița și în același timp am și hotărât să sprijin copiii care se vor dovedi cei mai buni, circa 20 de copii, oferindu-le o tabără gratuită în taberele pe care le are Consiliul Județean Dâmbovița la Căprioarea și Vânătorul.